Ediția de față este, de fapt, a patra ediție a micromonografiei Ion Bargu. Prima a apărut în 1969, a doua în 1982, este ediție, cea din 82, substanțial adăugită. A treia a apărut acum câțiva ani, ca ediția anastatică, după prima ediție la editura Docendi, și a patra este ediția de față, care, așa cum s-a spus, cu deosebire de edițiile anterioare, este o ediție nu critică, nu îndrănesc să spun chiar acest lucru, dar este o ediție științifică, cu un aparat critic, cât de cât substanțial, cu un dosar de receptare critică, cu un corpus de documente inexistent în edițiile anterioare, cu o bibliografie Ion Bargu, făcută de Dinu Pilar, și crește cu un studiu introductiv. Preistoria acestei micromonografii se află în anii 50, deci înainte de, substanțial înainte de ediția din 1969, și acest lucru putem deduce dintr-o scrisoare a lui Ion Bargu către avocatul Filip Enescu, care îi vorbește destinatarului despre un studiu al lui Dinu Pilar care a parvenit prin intermediul lui Vladimir Străin. Deci există un text al lui Dinu Pilar în la sfârșitul anilor 50, care din păcate s-a pierdut în circunstanțele arestării sale din martie 1959. Vă puteți da seama că este un act de curaj. Acesta, în plin realist socialist, să te ocupi de poezia ermetică a lui Ion Bargu. Vă dați seama că cum putea să spune un concept de cel de poezie pură în anii 50. De altfel, este semnificativ faptul că din 1930, când apare volumul 8 secund, Ion Bargu, deși făcuse unele mici compromisuri cu regimul comunist, nu s-a mai bucurat de o altă ediție până în 1964, când apare volumul Ochean. Și după 1964, sigur, apar și alte ediții. Cartea lui Dinu Pilar este al treilea demers monografic în istoria literaturii române, după monografia lui Tudor Vianu din 1935, și după excelentul eseu monografic al lui Basaram Niculescu, Cosmologia Sfântului Secund, din 1968. Este însă prima monografie în sens clasic, viață-operă. Celelalte două, explorând doar universul operei barbiene. Trebuie să vă mai spun că preocuparea lui Dinu Pilar pentru Ion Bargu face parte din un proiect mai larg, dovadă fiind și cele două ediții din opera lui Ion Bargu pe care le-a realizat, un volum pagini de proză, apărut în 1968, e primul demers, primul demers editorial de acest gen în literatura noastră, deci o ediție care cuprinde textele programatice ale lui Ion Bargu, și o altă ediție, Versuri și prozi, 1970. Dinu Pilar se dovedește așadar un adevărat profesionalist în ce privește demersurile sale monografice, pentru că, se știe, o autentică monografie nu se poate realiza decât pe baza unor ediții profesioniste. Se întâmplă însă, într-o cultură cum este cea a noastră, în care etapele se ard, în care istoria se comprimă, ca monograful să-și realizeze propriile ediții pe baza cărora să-și cântească apoi un demers monografic. Scrisoarea lui Ion Bargu către Filip Enescu nu este o scrisoare mai comodă. Orgoliosul, umoralul Ion Bargu pare să fie deranjat de faptul că Dinu Pilar îl situează pe Ion Bargu în descendență malarmeană. Nu trebuie să ne surprindă, există un întreg canon al situării poetic barbiene în această descendență.
Pe de altă parte, nu trebuie să ne surprindă, pentru că, în general, Ion Barbu era nemulțumit de receptarea operei sale. E nemulțumit și de fragmentul pe care George Călinescu îi consacră în istoria literaturii române de la origine până în prezent. Este nemulțumit până și de Eugen Ovinescu, mă rog, cel care lansase la Curătorul și așa mai departe. Pe autorii privește, de fapt, acest lucru. Odată ce opera este lansată în spațiul public, cordonul dintre autor și public și carte este rupt și opera își câștigă libertate, autonomie. În această monografie avem cam același gen de demers monografic pe care am întâlnit și în alte micromonografii ale lui Dinu Pilat. În ceea ce privește biografia, se urmărește originile poetului, apoi epoca de formațiune, lecturile, se examinează lecturile autorului, fapt semnificativ și aș spune acest lucru în legătură și cu un aspect din romanele lui Dinu Pilat, care sunt descrise biblioteci. Cred că la niciun prozator din literatura română n-am văzut atât de prezent opusul acesta al bibliotecii. Personajele citesc la rândul lor, își plimbă ochii peste rafturile bibliotecilor din diverse spații. Ca atare și în textele sale monografice, Dinu Pilat înțelege să urmărească lecturile și influențele culturale ale autorului. Apoi sunt urmărite diverse secvențe ale biografiei lui Ion Barbu, sunt examinate elemente și anecdotice, Ioana Pârgulescu deja a amintit câteva, aș mai aminti secvența, episodul erotoman al lui Ion Barbu din perioada germană a biografiei sale, ca și episodul eteroman, cocainoman, al biografiei lui Ion Barbu, pentru că a existat și acest episod. Cred că Dinu Pilat este primul examinează, sigur, pe scurt, acestui capitol îi va consacra însă o importanță specială Andreiului, cartea sa Narcotice în cultura română, unde există un capitol serios Ion Barbu din acest punct de vedere. Firește polemica cu Tudor Argenzi, episodul legionar și așa mai departe. În ceea ce privește opera, Dinu Pilat nu se limitează doar să exploreze opera. Aici viziunea asta este tot cea tripartită din micromonografia lui Tudor Pianu, ci înțelege să urmărească în primul rând ideația literară a autorului, să urmărească modul în care autorul se angrenează, poetul se angrenează în marile bătălii teoretice și de teoria poeziei din perioada interbelică. Se știe că, cel puțin odată cu modernismul, poezia nu mai înseamnă doar inspirație, poezia devine un demers cultural și cerebral, poeții elaborează teorii despre poezie și Dinu Pilat urmărește acest lucru. Evident că un asemenea demers presupune o muncă foarte minuțioasă de bibliotecă, de explorarea arhivelor. Sunt explorate textele din presă, care nu au apărut până atunci niciun volum, sunt explorate fondurile de documente, fondurile de corespondență. Această carte a lui Dinu Pilat, care explorează foarte mult fondurile de corespondență, apare înainte de editarea la noi a volumelor de corespondență de lui Ion Barbu și înainte să apară de pildă amintirile Gherdei Barbilian. Tocmai de aceea este un demers foarte serios și foarte necesar și care va influența și demersurile monografice ulterioare.
Există așadar explorarea operei, după care există un dosar al receptării critice operelui Ion Barbu din perioada interbelică până în perioada contemporană. De altfel trebuie să știți că ediția a doua, cea din 1982, pe care o reluăm în această ediție, a fost finalizată de Dinu Pilat în septembrie 1975, cu 3 luni înaintea morții sale. Vă recomand, deci, această carte. Ea exprimă, dacă vreți, trădează și un didacticism superior. O carte care încearcă să explice inexplicabilul și mi-a permis să compar acest lucru cu demersul unui coleg de lot al lui Dinu Pilat, Constantin Moica, cel care, prin cartea sa povestit din Hegel, încearcă să explice, să povestească pe înțelesul tuturor fenomenologia lui spiritului al lui Hegel. Este așadar un act de curaj cultural. Mulțumesc! Vă mulțumesc, le mulțumesc invitaților noștri. Ne întâlnim acum cu Denisa Comănescu, Elisabeta Lascon și Angelo Mitkevich pentru lansarea celui mai nou roman al Ludmilei Ilițcaia, Medea și copiii ei, în volum apărut în raftul Denisei la Humanitas Fiction.